Mea față de internet este 50-50, 50-50. Este normal când primești o informație. De pildă, eu am computator acasă. Întotdeauna eu citesc noutățile. Noutățile din Republica Moldova, Moldova azi, noutățile din Rusia, din Ucraina, din România. Mai mult decât atât, clar că mă interesează noutățile bisericești. Pe site-ul meu primesc toate noutățile, iarăși, Patriarhia Română, Metropolia Ucraineană, Belarusi, Patriarhia Rusă. Că, clar că celelalte sunt patriarhii, tot au site-ul său, dar este în limba engleză și eu, cu părere de rău, întotdeauna am învățat mai mult franceza, ceea care la moment, cu părere de rău, nu pot să folosesc nicăieri, dar și am învățat atunci, spun așa cinstit, mai mult pentru notă decât ca să o cunosc limba. De ce eu mă folosesc iată în așa? Nu scriu scrisori, nu caut adnăclasnicul și el așa ceva. Dar iată noutățile întotdeauna, informația, primesc informații. De ce și noi putem să folosim internetul ca să ne fie spre folos și putem să o folosim ca să nu fie pentru folosul bisericii? Sfântul Apostol Pavel tot ne vorbesc de ce, că omul trebuie să cunoască toate, dar nu toate sunt spre folosul omului, spre întărirea în credință.